Aduc salutul Bisericii Philadelphia din Suceava, de unde fac parte, și dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze cu harul Lui. Amin. Seara aceasta vreau să rămânem la pasajul din Efeseni, capitolul 6. De aici s-a vorbit, pe tema aceasta s-a cântat și vrem să medităm mai departe la modul cum putem obține biruința spirituală în lupta împotriva diavolului. Și sunt câteva elemente extrem de importante în pasajul acesta. Dacă ne uităm în primul rând la felul în care Pavel așează pasajul acesta în contextul epistolei. Epistola către Efeseni este cunoscută ca epistola care se ocupă în mod special de problema mântuirii și de asemenea de problema bisericii pe care cumva o aseamănă cu familia. Dacă trebuie să luăm din punct de vedere al epistolei lui Pavel, să le încadrăm într-o temă oarecare, epistola lui Pavel se încadrează într-o epistolă care abordează foarte mult mântuirea. Și în încheierea acestei epistole, după ce Pavel face o lungă discuție în capitolul 5 despre familie, despre soț, despre soții, despre copii, despre părinți, dintr-o dată în capitolul 6 începe pasajul acesta: încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Și apoi ne avertizează de faptul că trebuie să stăm gata, conștienți de faptul că diavolul ne va ataca și că noi trebuie să rezistăm, să rămânem în picioare. Și imediat după aceasta ne mai dă îndemnul de a ne ruga prin Duhul și apoi câteva salutări personale și se încheie epistola. În contextul învățăturii despre mântuire, putem spune că Apostolul Pavel are în vedere câteva lucruri extrem de practice. Dumnezeu realizează mântuirea noastră. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, mântuirea în sensul obiectiv al cuvântului, ceea ce are de făcut Dumnezeu pentru mântuirea noastră, este deja realizat, este asigurat în Domnul Iisus Hristos. Dar până la urmă, în aspectul ei personal, subiectiv, care ține de mine și de tine, a beneficiat de această mântuire pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o, presupune lucruri extrem de practice. Presupune o trăire curată, presupune avea relații normale, corecte, în cadrul familiei, în relația soț-soție, în relația părinți-copii, și presupune a avea o atitudine corectă și fermă în împotrivirea sau în lupta noastră cu cel rău. Dumnezeu nu ne-a predestinat la peire. Dumnezeu ne-a rânduit ca să căpătăm mântuirea. Dar ca să căpătăm mântuirea, Dumnezeu a făcut tot ceea ce trebuie să facă. Dacă ne uităm cum începe Pavel această epistolă, uitați-vă tot ce a făcut Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Dumnezeu spune, ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați, prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voiei Lui, apoi în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui avem iertarea păcatelor, Dumnezeu a binevoit să ne descopere taina voii sale sau planul prin care noi am fost făcuți moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte să slujim de laudă slavei Lui. Dumnezeu a făcut tot ce depinde de El pentru ca mântuirea să fie deja realizată. Noi să avem siguranță, să avem garanția aceasta că putem fi mântuiți. Dar după aceea Pavel vine și spune, și voi acum, după ce ați auzit această evanghelie în care vă este propovăduită mântuirea, aveți de făcut ceva. Voi ați crezut, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, apoi vine și spune la modul practic, deși voi ați făcut pașii aceștia, ați primit mântuirea prin credință și prin lucrarea Duhului Sfânt, în viețile voastre.
Dar faptul că trecutul vostru este deja rezolvat, ați primit mântuirea, ați fost justificați, ați fost îndreptățiți, Duhul lui Dumnezeu v-a specetluit, având în vedere răscumpărarea din vremurile din urmă. Asta încă nu înseamnă că toate lucrurile care privesc mântuirea noastră sunt rezolvate în mod definitiv la timpul trecut și avem un fel de odată mântuit pentru totdeauna mântuit, fără nicio pericol sau fără nicio posibilitate de a cădea. Și vine Apostolul Pavel și ne spune, în viața aceasta de mântuire, pe cât este de sigură mântuirea, că e în mâna lui Dumnezeu, e favorită de Dumnezeu, nimeni nu ne poate smulge din mâna lui, pe atât de atenți trebuie să fim, că este unul care uneltește, care pune la cale planuri înascuns. Și acesta este vrășmașul nostru. Și ce face el? El are niște uneltiri sau niște planuri ca să lovească în cei ce sunt mântuiți, să-i doboare la pământ, să-și piardă credința, să-și piardă speranța și în felul acesta, deși ei sunt pe calea mântuirii când diavolul pune la cale aceste atacuri, omul odată ce își pierde credința și speranța, de fapt își pierde mântuirea. Dar Pavel încheie totuși epistola într-un ton pozitiv. Noi nu suntem niște victime fără nicio șansă de a ne apăra în fața celui rău. Există șanse ca să rămânem în picioare după ce intrăm în această confruntare cu cel rău, în fața uneltirilor lui. Și tocmai despre asta vrem să vorbim în seara asta cu ajutorul lui Dumnezeu, care sunt șansele unui credincios să rămână în picioare atunci când diavolul pune la cale niște atacuri pe care Biblia le numește uneltiri. De ce le numește uneltiri? Din cel puțin două motive. În primul rând, gândiți-vă la faptul că vrășmașul este unul din înălțimi compus din duhuri ale răutății. Duhurile nu pot fi văzute cu ochii de carne. Vă dați seama ce înseamnă să lupți cu un dușman, el te vede pe tine, tu nu-l vezi pe el. Văzându-te el pe tine, el știe unde ești tu mai slab sau unde sunt eu mai slab, ne cunoaște slăbiciunile, ne cunoaște unde suntem înarmați și unde nu suntem înarmați, ne vede unde ne aflăm, ne vede când suntem la serviciu, ne vede când suntem acasă, ne vede când suntem pe stradă, ne știe slăbiciunile, că diavolul nu este tot știutor. Dar diavolul care este vrășmașul sufletelor noastre și uneltește aceste planuri, are mii și mii de duhuri în slujba lui care stau, ca să folosesc o expresie omenească, stau cu ochii pe toți sfinții lui Dumnezeu. Duhurile acestea sunt organizate de diavolul într-un mod, cum arată aici. Uitați-vă ce spune Pavel. Avem de luptat împotriva căpetenii, domnii, stăpâniri, duhuri ale răutății care sunt în locurile cerești. Pavel ne avertizează că diavolul este organizat ca o armată. Are mii și mii de îngeri de ranguri diferite, cu misiuni diferite, trimiși de vrăjmași să ne pândească. Când vorbim, când gândim, când citim, când mâncăm, când mergem la lucru, când mergem la serviciu, când stăm degeaba, tot mereu ne pândește și observă ce ne place, ce nu ne place, ce facem, ce nu facem, ce e bine, ce e rău în comportarea noastră. Și în felul acesta, îngerii aceștia răi, căpetenile, domniile, stăpânirile din locurile cerești, ne știu pe noi mai bine decât ne cunoaște mama sau tata pe noi. Sau decât îi cunoaștem noi pe copiii noștri. Ne știu toate punctele slabe, ne știu toate lucrurile care le facem în ascuns. Spunea cineva zilele trecute, auzeam pe un frate care spunea că sta de vorbă odată cu un creștin și spunea, măi omule, măi, dar după tine miroase a tutun. Da, dar eu fumez în baie, Dumnezeu nu se uită în baie. Măi, oameni buni, nu se uită Dumnezeu în baie, se uită și demonii în baie, nu numai Dumnezeu. Și Dumnezeu și demonii știu ce faci în baie și în bucătărie și când te ascunzi și când te închizi și când ești singur și când ai computerul deschis.
Și când ești numai tu cu el și cu ea, Dumnezeu știe totul. Și nu numai că Dumnezeu știe totul. Și demonii sunt cu ochii pe noi și ei de ce ne pândesc? Ca să știe unde să ne lovească. Să știe unde să ne lovească, unde e punctul nostru slab. Asta înseamnă uneltire. A te pândi, observați dumneavoastră în zilele noastre, în România, un mare scandal. O personalitate mare din lumea noastră a fost spionată, pândită de spioni din altă țară, evrei. Un scandal mare. De ce pândesc acești spioni? Păi ei, dacă te află unde ești, ce vorbești, ce gândești, ce faci și toate lucrurile acestea, pot pune la cale planuri ca să te dea jos, să te doboare. Și asta fac diavolii. Organizați strategic pe căpetenii, domnii, stăpâniri, ei sunt în locurile cerești, tu nu-i vezi pe ei, dar ei te văd pe tine. Ei sunt duhuri, dar tu ești carne. Și atunci ei pun la cale tot felul de lupte, lupte spirituale, unde să te lovească, îți vede gândul, îți vede inima, îți vede purtarea, îți vede preferințele. Demonii știu foarte multe lucruri despre noi. Știi ce îți place, ce nu-ți place? Știi ce băutură îți place? Știi ce mâncare îți place? Știi dacă îți place îmbuibarea sau dacă îți plac mai mult banii? Știi dacă ești lacom de bani sau dacă dorești putere și glorie? Știi dacă îți plac fetele sau băieții sau dacă îți plac mai degrabă lucrurile celelalte care țin de biserică, de Dumnezeu, de Biblie? Demonii le știu pe toate. Și noi trebuie să fim conștienți, asta înseamnă uneltire. El să știe totul despre tine și tu să știi cât mai puțin despre el. El să te vadă mereu și tu să nu-l vezi niciodată. Ăsta e dușmanul cu care avem de luptat. Asta e uneltirea. El face planuri, își aduce armamentul și tu nici nu-l vezi, nici nu știi, habar nu ai, că el e cu ochii pe tine, cu arma pe tine, cu săgeata îndreptată împotriva ta și că te pândește. Tu crezi că trăiești în pace, că trăiești liniștit, că toate îți merg bine și el e cu săgeata gata-gata să tragă și tu nu știi nimic. Ăsta e războiul spiritual. Uneltire, pentru că autoritățile acestea, căpeteniile, domniile, stăpânirile, îngerii răutății din locurile cerești, sunt nevăzuți, ei sunt sus, tu ești jos, ei fiind îngeri prin creație, deși îngeri căzuți, dar îngerii prin creație sunt mai puternici decât oamenii, au abilități mai puternice decât ale oamenilor. Și atunci întrebarea este, putem noi creștinii, într-o astfel de luptă atât de nedreaptă, să rămânem în picioare, să biruim totul? Uneltirea mai constă în faptul că diavolul, cu armata lui de îngeri, poate pune la cale și pregăti chiar anumite evenimente pe care să le conducă în așa fel încât să sosească în viața credinciosului o zi numită ziua cea rea. Uitați-vă cum spune Pavel aici, spune în textul acesta, versetul 13. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți să vă împotriviți în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Satan nu poate, nu diavolul conduce universul, dar totuși Dumnezeu îi dă vrășmașului sufletelor noastre dreptul de a-și exercita libertatea de voință. Acum vă rog să vă gândiți la următorul aspect. Dacă noi oamenii avem din partea lui Dumnezeu libertate de voință, cum ne-o exercităm? Păi ne punem la cale planuri. Săptămâna viitoare îmi scot bilet de tren, vreau să mă duc în România, vreau să-mi văd părinții și de cele mai multe ori Dumnezeu ne îngăduie săptămâna viitoare să ne ducem în România, să ne vizităm părinții. Dumnezeu ne îngăduie pentru că suntem creați cu voință liberă și Dumnezeu ne respectă libertatea de voință. Păi și îngerii răi și diavolul are libertate de voință.
El ce face? Nu-și place planul de concediu. Și el spune demonilor săi, săptămâna viitoare te ții de cutare, îi întinzi o cursă, îi trimiți o ispită, îi plac banii, dă-i o afacere murdară, îi plac femeile, scoate-i o dezbrăcată în calea lui, îi plac bărbații, scoate-i unul cu mașină și cu bani, îi place mărirea și cinstea, pune-l în locul numărul 1 să se mândrească și diavolul își face planul și își pregătește ziua aceea dinainte. Tu nu știi când, eu nu știu când, dar el știe când. Și tu sau eu, credinciosul, merge în viața lui normală, înainte, îi se pare că toate merg normal. Dar nu mai știu că numărătoarea e inversă. Mai sunt 3 zile, mai sunt 2 zile, mai este o zi și astăzi a sosit ziua cea rea. Gândiți-vă puțin la David. Cum a sosit ziua cea rea în care a căzut David? Poporul era la război. Uneori David era și el la luptă. De data asta, David nu s-a dus la război. David stă acasă. Din punct de vedere al lui ca om, era într-o zi bună. Era relaxat, a ieșit pe acoperișul palatului lui, toate mergeau bine, a ieșit să se relaxeze, se uita în zare, dar el nu știa că numărătoarea inversă începuse și că ziua aceea era plănuită de diavolul cea mai rea zi din viața lui. Și acolo a venit ziua cea rea, aceea a fost ziua cea rea. Inconștient că este ziua cea rea, David a fost lovit de diavolul cu o săgeată, exact la țintă, și David a căzut și a comis păcatul. Uneltirii înseamnă odată că căpeteniile, domniile, stăpânirile sunt nevăzute, dar te urmăresc și știu toate slăbiciunile, și doi, pune la cale planul cu detalii unde să te duci tu, unde să se ducă el, unde să se ducă ea, unde să te întâlnești, ce să-ți propună, ce să-ți sugereze, care e punctul tău slab și ca în așa fel încât toate să se armonizeze, încât ispita să lovească direct la țintă și să te trântească. Asta e uneltirea. Planuri puse la punct. Uneori diavolul își pune planuri la punct care le instrumentează luni de zile, săptămâni și luni de zile, până când îl prinde pe om într-o zi rea. Diavolul nu se pripește. Stă și stă și urmărește și face și pune la cale detalii până când toate merg, până în momentul când ziua cerea sosește. Și acum vine cuvântul lui Dumnezeu și spune și ne învață, ce șanse avem noi într-un astfel de război? Cu oștiri de duhuri nevăzute, care sunt sus și noi oameni, jos, oameni de carne. Doi, cu planuri făcute, întocmite de demoni și îngeri răi, care îngerii sunt ființe raționale, gândesc ca și oamenii. Gândirea lor se bazează pe experiențe de mii și mii de oameni, de 4.000 de ani, de 5.000 de ani, de 6.000 de ani, de când sunt oamenii pe pământ, demonii tot îi urmăresc pe oameni și tot fac planuri. Și de câte ori planurile lor reușesc, demonii mai învață o șmecherie și încă o șmecherie, cum să trântească un sfânt. Ce șanse avem noi ca oameni de 20, de 30 de ani, de 50 de ani, cu puțină experiență de viață, să luptăm cu acești demoni care de 5.000 de ani trântesc sfinți la pământ, în ziua cea rea. Și totuși Biblia ne spune, avem șanse. Avem șanse. În ce constau șansele acestea? Poate unii veți spune, șansa noastră este că ne păzește Dumnezeu. E foarte adevărat. Sigur că noi beneficiem de o protecție divină, dar în seara asta Pavel ne pune un verset sau un text în față care subliniază sau scoate în relief rolul nostru sau partea noastră în acest război care poate fi câștigat. Dumnezeu își face treaba lui. Demonii își fac planurile lor, urzesc uneltiri, Dumnezeu își face partea lui, dar războiul nu e între Dumnezeu și demoni, între demoni și tine sau între demoni și mine. Și biruința
nu-i doar una decisă între Dumnezeu și diavolul, ci biruința e una care o decidem și noi. Și noi. Că dacă noi n-am avea niciun rol în lupta asta spirituală, n-ar avea rost Pavel să ne scrie cuvintele astea. Dacă noi n-avem niciun rol în a conduce stelele pe cer, nicăieri în Biblie nu ne spune că noi trebuie să dăm porunci stelelor în ce direcție să se meargă. Că asta nu e treaba noastră. Dacă războiul spiritual ar fi numai între Dumnezeu și Satana, nu ne-ar spune nimic Biblia că noi trebuie să ne luptăm cu demonii și că avem de luptat cu dușmani din înălțim. Dacă războiul ar fi în cer între Dumnezeu, care e în cer și demonii care sunt în locurile cerești? Dacă războiul ar fi doar între Dumnezeu și diavolul, nouă nu ne-ar spune nimic, cum nu ne spune Biblia că trebuie să ne amestecăm în a conduce planetele sau universul creat de Dumnezeu. Aia nu e treaba noastră. Dar treaba noastră este să luptăm cu demonii. Și atunci, care-i strategia? Ce trebuie să facem? Și Pavel ne arată cel puțin trei lucruri foarte importante. În primul rând, ca să biruim, trebuie, spune cuvântul lui Dumnezeu, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Întăriți-vă în Domnul și în... Pentru a birui în lupta spirituală, trebuie să te întărești înainte de a veni ziua cea rea. Ținem cont și să nu uităm lucrul acesta. Diavolul plănuiește o zi rea, dar Dumnezeu ne deschide ochii și ne spune: tu nu știi când vine ziua rea pentru tine, dar acum când ești în zilele cele bune, întărește-te în Domnul. Întărește-te în Domnul, acum, cât e timpul să te întărești. Tu nu te poți întări când începe lupta. Dacă nu te-ai întărit înainte, în vremurile de pace, în vremurile bune, când începe lupta, te prinde neîntărit sau slab. Gândiți-vă la luptele din lumea aceasta, din toate vremurile, din istorie. Păi era o vreme în Vechiul Testament, în Israel, când în fiecare an împărații porneau la război de cotropire. Le era mai ușor decât să muncească și să producă aur și bogății și de toate. Un an de zile benchetuiau și zicea: las că anul viitor, pe vremea asta, ieșim, cucerim cu tare oraș, omorâm oamenii, le luăm toate prăzile și ce rost are să muncim un an de zile. Și spune, în anul acela, pe vremea când împărații ieșeau la război, ei, dar se știa bine că dacă nu anul ăsta la anul, s-ar putea ca împăratul să vină să cucerească cetatea noastră, să ne-o prade. Și atunci ce facea conducerea cetății? Hai să facem ziduri un an de zile până vine vremea ca împărații să iasă la război, hai să ne întărim cetatea. Și întăreau și făceau ziduri de 2 metri, de 3 metri de late, de 6 metri, de 8 metri, de 10 metri înălțime. Se întăreau în vremurile bune, până când ieșeau împărații la război. Păi acum sunt vremuri bune. Și când tânărul nostru ar trebui să se întărească, tânărul nostru pierde timpul. Sau nu numai tânărul, că eu acum sunt bătrân. Și pentru că sunt bătrân, să nu creadă cineva că dau vina pe tineri, că mi-e ciudă că ei sunt tineri. Nu! Dar vreau să spun că de obicei omul după o vârstă oarecare mai prinde un pic la minte, vrând nevrând, se mai lovește cu capul de lucruri și mai prinde un pic la minte. Tânărul este mai neîncercat și este mai expus pericolului. Și atunci, acum sunt zilele când noi trebuie să ne întărim. Cum mă întăresc eu? Cum te poți tu întări? În niciun caz pe computer, pe internet, pe Facebook, la discotecă, în plimbare cu el sau cu ea de unul singur, asta nu e întărire. Cum mă pot întări? Cum se întăreau și primii creștini? Erau umpluți de Duhul Sfânt în ce situații? Se adunau la oaltă, se rugau de se scuduiau pereții casei, se umpleau de Duhul Sfânt, în legătura frățească, în frângerea pâinii, în părtășie, în învățătura apostolilor, în rugăciuni, așa ne întărim. Pun mâna pe Biblie, mă plec pe genunchi, mă duc la adunare, mă duc la stăruință, mă zidesc. A te zidi duhovnicești înseamnă a te întări. Dar cum te zidești? Păi spune Biblia, cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine. Dacă să vorbesc în altă limbă, trebuie să mă rog să fiu botezat cu Duhul Sfânt. Ca să fiu botezat cu Duhul Sfânt, mai trebuie câte o zi de post, mai trebuie câte o zi de rugăciune, mai trebuie să mărturisesc păcatele, mai trebuie să mă pocăiesc cu adevărat, trebuie să ascult de Dumnezeu.
Și în felul ăsta mă întăresc. Dar dacă eu în vremurile bune nu fac nimic și spun, Doamne, îți mulțumesc că a trecut și ziua de azi cu bine și încă sunt în picioare, nu sunt culcat, nu sunt doborât. Da, numai că Domnul se uită spre noi și spune, bine, 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 dar azi ai avut o zi bună, în ziua cea rea să rămâi în picioare, nu în ziua cea bună. Gândiți-vă la cele două case, temelie pe stâncă, temelie pe nisip. Casa cu temelie pe nisip, proprietarul ei putea să mulțumească un an de zile în continuu. Doamne, îți mulțumesc că casa mea e în picioare. Da, tu îi mulțumești, dar stai că încă nu a venit ziua cerea. Când a venit ziua cerea, au dat vânturile, au venit valurile, au venit ploile și ce s-a întâmplat? Casa cu temelia pe stâncă, în ziua cerea a rămas în picioare, casa cu temelia pe nisip, în ziua cerea a căzut. Nu într-o zi bună a căzut. Când era soare și liniște și nu bătea vântul, casa aceea cu temelia pe nisip stătea în picioare nemișcată. În zilele bune, noi stăm în picioare, dar nu de stat în picioare în ziua bună este vorba, nu de asta trebuie să ne întărim. Trebuie să ne întărim pentru că după zilele bune poate să vină rele. Și destul să vină o zi rea, a fost suficient o zi rea în care casa pe nisip să se ducă, să o ia valurile. Și de asta, frați și surori, e nevoie să ne întărim. Întăriți-vă în Domnul. Dacă ați fi dornici să observați cât de dese în epistolele lui Pavel numai, nu mai departe, numai în epistolele lui Pavel, cât de des vorbește Pavel de puterea lui, întăriți-vă, îmbărbătați-vă, puterea lui, puterea lui. Noi câteodată avem impresia că, frate, cum merge viața? Încă merge, mulțumesc Domnului. Dar eu astăzi sunt un pic mai slab decât ieri. Și asta înseamnă că eu nu mă întăresc, ci eu scad în putere. Și asta este un semnal de alarmă ar trebui să tragem. Că dacă eu nu mă întăresc în vremurile bune, în zilele bune, ce voi face în ziua cea rea? Că în ziua cea rea voi fi slab. Și de asta cad sfinții, pentru că în zilele bune nu fac nimic să se întărească și în ziua cea rea sunt găsiți slab și nu pot rezista, nu pot rămâne în picioare. Deci primul lucru care trebuie și ne-l spune Pavel foarte bine, ca să rămânem în picioare în ziua cea rea, să biruim în termeni simpli, este întăriți-vă în Domnul în zilele bune, frați și surori. Și mi-o spun și mie. Hai să mai punem piciorul sau genunchiul la pământ, hai să mai luăm zile de post, hai să mai luăm, să mai facem cercuri de rugăciune, hai să mai stăruim după Duhul Sfânt, hai să mai stăruim după umplerea cu Duhul Sfânt. Asta înseamnă să ne întărim în Domnul și în puterea tăriei Lui. Observați, Pavel folosește expresia aici, spune, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Observați ce trei cuvinte, întăriți-vă în puterea tăriei. Întăriți-vă în puterea tăriei Lui. Dumnezeu e atât de puternic. Numai că eu trebuie să mă întăresc, să mă conectez la sursa asta de putere. Gândiți-vă dumneavoastră câtă putere electrică este în clădirea asta și eu să am un telefon care să aibă bateria descărcată și să nu mai pot suna cu el. De ce? Când în clădirea asta este putere că poate să alimenteze câteva sute de mii de telefoane, telefonul meu e gol. De ce? Pentru că nu l-am pus în priză. Când Dumnezeu are putere, putere care poate să o folosească credincioșii încât să biruie împărățiile, împărăția celui rău, să ataci la porțile împărăției celui rău și porțile locuinții morților să nu te poată birui pe tine care faci parte din biserică, tu sau eu să n-am putere nici să stau în picioare, pentru că nu mă încarc, nu mă întăresc în zilele bune. Asta e problema. Deci, primul lucru, întărește-te în putere în zilele bune ca să stai în picioare în ziua cea rea. Al doilea lucru, cum putem noi birui, cum putem rămâne în picioare în ziua cea rea? Înarmează-te cu toată armătura. Înarmarea aceasta, dacă observăm armătura pe care o descrie Pavel, cu excepția sabiei, spune, luați
și coifă mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, sabia care e cuvântul lui Dumnezeu, este singura armă de atac din toată descrierea acestui armament. Armătura sau armura aceasta este după modelul unui soldat roman din secolul I. Fiecare parte a trupului trebuia apărată. Capul trebuia apărat, pieptul, inima trebuia apărat. Era o platoșă mare care, atunci când omul stătea în poziția pe genunchi, îi acoperea tot trupul. Când se ridica în picioare, avea capul apărat, avea pieptul apărat. Și în felul acesta, armătura sau armura soldatului roman era gândită în așa fel încât nici o săgeată trimisă la întâmplare dintr-o parte sau în alta să nu-l poată lovi dacă el stătea în poziție corectă. Dacă stătea în poziție corectă, dacă avea armătura, el nu putea fi biruit. Săgețile răzlețe nu-l puteau birui. Armătura era gândită în așa fel încât să apere trupul lui din orice parte ar fi venit săgețile. De obicei, războaiele pe vremea aceea erau corp la corp, cu sabia în mână. Dar în afară de războaiele acestea corp la corp, când se lovea unul pe altul cu sabia, erau săgețile acelea arzătoare, trimise așa la întâmplare, cum spune Biblia, că un ostaș a trimis o săgeată la întâmplare și l-a lovit direct pe Ahab și l-a omorât. Ei, aceste săgeți arzătoare, spune Biblia, uitați-vă ce spune aici, săgețile acestea arzătoare spune că stați gata având mijlocul încins cu adevăr, îmbrăcați cu platușa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râmna Evangheliei păzii, pe deasupra tuturor luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Observați, armătura gândită foarte bine, armătura gândită în așa fel încât să apere toate părțile, spiritual vorbind, ale credinciosului. Uitați-vă aici, dacă le-am luat pe rând, eu nu voi insista asupra fiecăruia, dar vreau totuși să le observăm cum sunt de bine gândite. În primul rând, spune așa, mijlocul încins cu adevărul. Cingătoarea sau cureaua aceea era absolut necesară din cel puțin două motive. Odată, ținea haina lipită de trup să nu fluture, să nu îl împiedice pe soldat în lupta corp la corp. Doi, de cingătoarea aceea se prindeau celelalte, sabia, săgețele, tolba cu săgeți, se prindeau de cingătoarea aceea. Fără cingătoarea aceea îți blocai mâinile să ții săgețele în mână, să ții sabia în mână, tu nu mai aveai libertatea să te aperi cu mâna, cu platoșa. Tu trebuia cu mâna să aperi platoșa, să ții platoșa care să te apere. Dacă n-aveai cingătoare, unde să-ți pui armele acelea? Nu erau hainele cu buzunar ca în vremile noastre. Erau ca niște cămăși, ca niște halate, fără buzunare, fără nimic și toate armele se legau de centură. Ei, cingătoarea aceasta era așa de importantă, avea rolul ei. Ea nu te apăra, dar te ajuta ca acolo să-ți pui armele tale, ca să ai mâinile libere în luptă. Apoi uitați-vă mai departe, dacă ne uităm la armele acestea despre care vorbește. Spune, îmbrăcați cu platușa neprihănirii. Observați că dacă adevărul este cingătoarea asta de care se prind toate lucrurile, foarte important, cine trăiește în minciună, el practic se descalifică total. Spune, frate, nu-i mare problemă, că am mai spus câte o mincinuță. O minciună aia, dar dacă nu trăim în adevăr, problema este că această cingătoare este așa de importantă. Apoi, mijlocul spune, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Neprihănirea este cea care îl apără pe om. Platoșa apăra tot trupul soldatului, spune încă o dată, în poziția când sta pe genunchi. În poziția aceea, stând, el putea trage cu săgeți de după platușa lui, dar în același timp tot trupul lui era apărat. Ei, această platușă este neprihănirea. Neprihănirea, asta știți ce înseamnă? O trăire fără pată, fără prihană. O trăire fără pată, fără prihană, constituie platușa aceea după care credinciosul stă ascuns și nici o săgeată nu îl poate lovi.
Spune Apostolul Pavel despre sine, prin crucea Domnului Iisus, eu sunt răstignit față de lume, lumea față de mine, adică săgețile de la lume la mine nu mai pot ajunge. Pentru că e crucea Domnului Iisus. Ei, această cruce însemna firea mea răstignită pe cruce, ceea ce e echivalent în altă metaforă, trăirea neprihănirii, platușa neprihănirii. Și în felul acesta Apostolul Pavel spune că noi suntem apărați în momentul în care avem această neprihănire. Apoi spune, picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Observați încălțămintea, avea și ea rolul ei. În condițiile de atunci, când războaiele se purtau mai mult de pedestri, oameni care mergeau pe jos, un om fără încălțăminte, era întotdeauna supus tuturor accidentărilor mărunte care îl scolteau din luptă, îl descalificau. Ei, această râvnă a Evangheliei, râvna Evangheliei păcii, constituie încălțămintea. Observați că noi de multe ori, în raport cu Evanghelia, ne lipsește râvna față de Evanghelie, în cel puțin două sensuri. Să o propovăduim altora și doi, să o citim și să o învățăm. Câtă râvnă am eu de a studia zilnic Biblia? Câtă râvnă am să citesc în fiecare zi din Biblie? Câtă râvnă am când mă întâlnesc cu cineva să discut din Biblie? Râvna asta este, trebuie cultivată, ea nu este de la sine, nu ai de la sine, trebuie cultivată pasiunea aceasta, râvna asta. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu, luați coiful mântuirii, observați gândurile. Diavolul atacă la nivelul minții, la nivelul gândurilor. Coiful mântuirii, nădejdea aceea mântuirii, să știi că tu ești un om mântuit. Că nu-ți poți permite să faci cu tare sau cu tare lucru așa cum fac și alții. Alții fac, dar nu sunt mântuiți. Dar tu ești mântuit. Doi, se întâmplă că ai căzut într-o greșeală. Vine diavolul și te atacă tot la nivelul minții. Ți-ai pierdut mântuirea. Tu trebuie să pui coiful. Și după ce ai căzut odată într-un păcat, n-a fost bătălia decisivă, a fost o simplă luptă care ai pierdut-o. N-ai pierdut tot războiul. Dar vine diavolul să-ți mai dea încă o luptă la nivelul minții. Ai căzut în păcatul ăsta, ți-ai pierdut mântuirea. Dar dacă ai coiful mântuirii, când ai căzut într-un păcat, mărturisești păcatul, plângi, te pocăiești, îl părăsești și primești din nou speranța mântuirii. Fraților, de foarte multe ori în ultima vreme, am ocazia să stau de vorbă cu frați și cu surori care îi pun mereu întrebarea asta. Frate, uite ce am pățit. Oare mai pot eu fi mântuit sau mântuită? Păi, fraților, întrebarea asta știți ce îmi spune mie? Că ne lipsește coiful mântuirii. Câte vreme diavolul poate pătrunde la mintea cuiva să-i aducă desnădejdea că nu mai este mântuit sau mântuită, asta înseamnă că săgeata deja a fost trimisă și coiful mântuirii nu era la locul lui. Cum adică nu mai pot fi mântuit? Cum adică nu mai pot fi mântuită? Păi da, Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Și dacă eu am căzut și îmi recunosc căderea și îmi plâng păcatul și mă întorc și încă sunt în biserică și încă mă doare și sufăr pentru păcatul meu, asta e dovada că n-am căzut din har. Asta e dovada că mă mai pot pocăi. Asta e dovada că încă nu mi-am pierdut mântuirea. Omul care și-a pierdut mântuirea este omul care nu se mai întreabă niciodată, oare mai pot fi mântuit? Omul care și-a pierdut mântuirea și-a pierdut-o din cauza că și-a împietrit inima, nu-și mai pune întrebări cu privire la propria lui mântuire, iar dacă cineva îl întreabă în genul ăsta, măi omule, măi, dar nu-ți dai seama că te duci în iad? El spune, da, știu că mă duc, dar asta e situația, nici nu vreau să mă gândesc la asta, când o să mor, o să mor, o să mă duc în iad, asta e situația. Ăsta e omul împietrit. Dar omul care se frământă, care se întreabă, care îl mai găsește în biserică, care caută un slujitor, care caută un păstor să se mărturisească, să întrebe ce-i cu mine, oare mai am mântuire? Omul acesta, trebuie să vă spun în mod solemn, în numele Domnului Iisus, mai este mântuire. Mai este mântuire. Vreau să citesc un verset sau două. Fraților, citesc din Iacov, capitolul 5. Dacă s-a rătăcit vreo unul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate.
Uitați-vă cine e omul ăsta despre care se vorbește. Spune, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr, adică e un frate sau o soră care a fost în biserică, poate a avut și botezul în apă, el a fost dintre noi. Cei din biserică, din vremea lui Iacov, erau de obicei oameni botezați în apă, oameni botezați cu Duhul Sfânt, sfinți. Dar unul dintre noi s-a rătăcit. Ce se întâmplă cu el? El este acum pe rătăcirea căii lui, pe o cale rătăcită. Nu-i pe calea mântuirii, e în lume, nu-i în biserică, e la discotecă. E pe rătăcirea căii lui, nu a căzut pe cale și tu îl găsești în biserică, desnădăjduit, căzut. El poate să fie în lume acum. Și spune, cine întoarce pe un păcătos, el acum este păcătos, e în lume. Cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte. Dacă nu îl întorci, el se duce, se duce la moarte, dar el poate fi întors. Deci există șansa să-l întorci. Și spune, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Omul ăsta are o sumedenie de păcate. De când s-a rătăcit pe calea lui, el încă e în rătăcirea căii lui, el trăiește în păcat, se duce la moarte, dar poate fi întors. Mai este șansă de mântuire pentru el. Fraților, va trebui mereu și mereu să propovăduim adevărul acesta, că mai există șansă de mântuire și pentru cel care s-a depărtat de biserică. Dumnezeu îl poate ierta. Celor care suntem în biserică, trebuie să le spunem, fiți atenți să nu cădeți în ziua cea rea. Celor care au căzut, trebuie să le spunem, nu-ți pierde nădejdea mântuirii. Încearcă să gândești din nou că Domnul Iisus Hristos are har și dacă vrea Dumnezeu să se îndure și dacă tu vrei să primești din nou oferta Lui, cine suntem noi ca să spunem tu nu mai ai nicio șansă de mântuire? Noi nu avem niciodată voie să-i spunem cuiva. Însă diavolul așa spune oamenilor care au căzut, care s-au dus în lume, s-au încurcat cu păcatele lumii, tu nu mai ai nicio șansă de mântuire, ia-ți de o grijă, distrează-te până mori, că pe urmă totul s-a terminat cu tine. Ei, fără coiful mântuirii, cine cade în păcat își pierde nădejdea mântuirii și trăiește în starea asta. Dar cine are coiful mântuirii, chiar dacă a fost lovit și a pierdut o luptă, o bătălie spirituală, încă n-a pierdut tot războiul, Duhul Sfânt vine din nou și vorbește la cugetul lui, nu-ți pierde nădejdea, ridică-te, Dumnezeu te poate ridica, te poate spăla, te poate curăța de păcate și tu poți fi mântuit. Asta înseamnă să ai coiful mântuirii. Niciodată să nu-ți pierzi nădejdea mântuirii. Oricât ai alunecat, oriunde ai ajuns, dacă încă te preocupă starea sufletului, nu-ți pierde nădejdea mântuirii. Diavolul ar vrea să-ți o pierzi. De asta dă săgeți spre mintea ta să spună, nu mai este mântuire pentru tine. Dar nu îi asculta, ci pune coiful mântuirii, adică nădejdea că Domnul Iisus poate ierta, poate curăța, îți poate reda starea ta duhovnicească. Ei, uitați-vă mai departe. Spune, luați și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Acum când diavolul tot ne atacă și ne atacă și ne atacă, nu înseamnă noi tot mereu să ne apărăm, să ne apărăm, să ne apărăm, fără să facem nimic. Mai înseamnă să luăm și cuvântul lui Dumnezeu și să mai spunem înapoi a mea satana, Biblia spune altfel. Nu cum îmi spui tu. Să iai sabia Duhului, adică cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă când ești cel mai amărât, cel mai descurajat, aproape să-ți pierzi nădejdea mântuirii, să pui mâna pe Biblie, să citești un verset, două, și să spui ție întâi pentru mintea ta și diavolului și tuturor demonilor din iad, mai este nădejde, mai este speranță, Dumnezeu mai poate ierta, sângele Domnului Iisus poate curăța și asta înseamnă tu să pui mâna de acum pe cuvânt și cu sabia aceasta să lovești în dușman. Împotriviți-vă lui tare în credință și el va fugi de la voi. Ei, și al treilea lucru, am spus dacă pentru a birui trebuie întâi să ne întărim în ziua cea bună, apoi doi, trebuie să ne înarmăm cu toată armătura, în al treilea rând, mai spune Pavel, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cere. Ei, o a treia mare condiție pusă de Pavel în menținerea, în a rămâne pe calea mântuirii, a nu cădea în ziua cea rea, este a întări viața de rugăciune. Rugăciunea prin Duhul Sfânt, rugăciunea când Duhul nostru lasă ca să fie umplut de Duhul Sfânt
și Duhul nostru împreună cu Duhul Sfânt, așa ca două roți zimțate care se angrenează una pe alta, Duhul Sfânt vine, pătrunde în Duhul tău și îl dirigează, îl ajută în rugăciune. În așa fel, încât tu să nu mai fii un creștin slab, căruia să nu-i placă rugăciunea, ci să fii un om puternic, să te rogi prin Duhul, Duhul Sfânt să te ajute în slăbiciuni, Duhul Sfânt să te ajute să te îmbărbăteze atunci când te rogi în alte limbi, Duhul Sfânt să te ajute atunci când te rogi și nu știi ce să ceri sau cum să te rogi de la Domnul? Ei, Duhul Sfânt ne ajută în viața aceasta de rugăciune, să ne punem viața de rugăciune la punct. Rugăciunile să nu fie un fel de rugăciuni mecanice, așa spuse, ca o poezie, ci să ne lăsăm ca Duhul Sfânt să vină în Duhul nostru și să ne îndrepte în rugăciune spre punctele acelea în care e nevoie să ne îndrepte. Uite, vă dau un model de rugăciune în Duhul. Spune Apostolul Pavel, în cel puțin două epistole, citesc textul din Galateni, Galateni capitolul 4, spune așa, versetul 6, și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Și în Romani 8 spune că acest Duh vine în noi ca să ne ajute în rugăciune. E, cum ne ajută în rugăciune? Păi aici, în Galateni, spune că vine și ne ajută ca să strigăm Ava. Asta ce înseamnă? Când Duhul Sfânt vine în Duhul tău, tu, Duhul Sfânt produce în tine un puternic sentiment că ești copilul lui Dumnezeu. Și îl vezi pe Dumnezeu așa de real, cum ai vedea pe fratele din fața ta, și îl crezi pe Dumnezeu că e tata tău, așa cum știi că cel care ți-a dat viață e tata tău. Duhul Sfânt îți ridică starea duhovnicească la acel nivel încât să fii sigur de relația ta cu Dumnezeu, că El e tatăl tău și tu ești fiu. Și Duhul depune această mărturie în inima ta și tu dintr-o dată exclami, Tată, nu mai spui Tatăl nostru pentru că ți-a spus Domnul Iisus că așa trebuie să te rogi, ci strigi, Tată, ai milă de mine, pentru că Duhul Sfânt în Duhul tău te ajută, îți conștientizează sentimentul că tu ești copilul lui Dumnezeu, chiar dacă ai greșit, chiar dacă ai căzut, îți dă sentimentul acesta puternic, încrederea aceasta lăuntrică, ești copilul lui Dumnezeu și dintr-o dată Duhul te ajută, strigi, Tată, ai milă de mine, Tata aude, îi se face milă de tine, te ridică, așa ne ajută Duhul Sfânt în rugăciune. Asta e rugăciunea prin Duhul. Rugăciunea când ne lăsăm pe Duhul Sfânt să conștientizeze că suntem copiii lui Dumnezeu, că Dumnezeu e tata nostru, că Dumnezeu ne poartă de grijă, că Dumnezeu ne vrea binele, că Dumnezeu ne ridică, că Dumnezeu are un plan cu noi să ne mântuiască. Frați și surori, vreau să mă opresc recapitulând că războiul spiritual este extrem de real. Nu se dă văzut cu ochii de carne, dar se dă în mod sigur și nu este credincios sau credincioasă pe fața pământului care în viața lui să nu aibă măcar o zi de confruntare cu diavolul. Aceasta este numită ziua cea rea, pentru că e ziua bătăliei. Dar ziua cea rea nu înseamnă întotdeauna că e ziua când ai căzut sau am căzut, ci ziua când s-a dat bătălia, dar, deși ziua a fost rea, a fost bătălie, a fost pierdere, a fost, dar n-a fost cădere, ci am rămas în picioare. Asta înseamnă că am rămas vii, am rămas în picioare. Ca să rămânem în picioare în ziua cea rea, trebuie trei lucruri. Să mă întăresc în Domnul în vremurile bune, să mă înarmez, adică să trăiesc în adevăr, în neprihănire, în studierea cuvântului lui Dumnezeu, asta înseamnă să mă înarmez. Să mă înarmez cu toată această armătură și să pun la punct o viață de rugăciune nu mecanică, nu numai de pe buze, nu fățarnică ca a fariseilor, ci o rugăciune reală, profundă. Când Duhul Sfânt și Duhul tău se scufundă unul în altul și Duhul Sfânt preia viața ta de rugăciune și te simți că te rogi prin Duhul, rugăciuni de bucurie, rugăciuni de încredere, rugăciuni când îi spui lui Dumnezeu Tată și chiar crezi că El e Tatăl tău, și rugăciuni în care tu te zidești, rugăciuni în care Dumnezeu, sau prin care Dumnezeu te umple de putere. Vremurile în care trăim noi sunt sigur vremuri grele. Noi suntem într-un fel slabi,
dar în alt fel ne putem întări în puterea tăriei Lui. Dumnezeu să ne dea harul ăsta, să ne întărim, să ne înarmăm și să ne rugăm. Și atunci vom rămâne în picioare. Amin.